Bun găsit în bucătăria Elenei! Astăzi vom pregăti o plăcintă cu frunze de dragavei și brânză. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Un pachet de foi de plăcintă, al meu cântărește 450 de grame. 4 legături de frunze de dragavei sau ștevie. 12 fire de ceapă, folosim numai partea verde. 4 ouă. 300 de grame de brânză de vaci sărată. 150 de grame de mozzarella rasă. Brânză de burduf 2 linguri rasă. 150 de grame de iaurt natural. 100 de grame de smântână. 150 de ml de lapte, 3 linguri ulei de măsline, 100 de grame de unt topit. Punem o cratiță pe foc, adăugăm uleiul, adăugăm și ceapa. Le înăbușim așa în jur de 2-3 minute până ce seacă toată apa care și-au lăsat-o. N-am pus apă, numai ce și-a lăsat ceapa, pentru că e suficient ce își lasă ea. Când începe așa să vedem că a secat apa, adăugăm și frunzele de ștevie, de dragavei. O să-și lase și ele la fel, suficientă zeamă ca să se înăbușească, nu adăugăm apă. Continuăm să le înăbușim și pe ele la fel cum frunzele. La fel ca și pe ceapă, în jur de 2-3 minute, până ce nu mai au apă deloc, până seacă toată zeama care și-au lăsat-o. Adăugăm și sarea. Amestecăm. Și-au pierdut foarte mult din volum, nu mai sunt atât de voluminoase ca la început. O lăsăm să se oprim focul și o lăsăm să se răcurească un pic, ca să putem să amestecăm celelalte ingrediente. Frunzele noastre s-au răcit, ceapa și dragaveiul. Adăugăm brânza. Și amestecăm cu o furculiță, să putem să amestecăm mai bine. Le-am amestecat foarte bine. Acum le lăsăm la o parte. Batem cele 4 ouă. Am terminat de bătut. Ne apucăm de asamblat plăcinta. Împărțim foile cam în 3 părți egale. Eu o să pun 2 straturi de compoziție.
Deci foile care le avem într-un pachet, pachetul meu v-am zis că conține, cântărește 450 de grame, luăm cam, îl împărțim în trei părți. Nu neapărat să fie egale, dacă este cu o foaie mai mult sau mai puțin într-o parte, nu cred că contează. Deci le punem într-o tavă, eu am tapetat o tavă cu foaie de copt și sunt exact cât lungimea tăvii mele. Căutați să aveți o tavă cât foile. Acum cu untul care l-am topit, eu am topit 100 de grame, nu știu dacă o să-l folosim pe tot. Ungem foile, doar prima foaie, celelalte sunt neunse. Generos așa, cu unt. Uitați așa. Acum o să punem și compoziție. Căutăm, deci v-am zis, să avem două straturi de compoziție. Deci o împărțim în două. Și o împărțim peste tot. O împrăștiem peste tot. Este foarte suficientă. Uitați-vă, așa o împărțim peste tot. O să auziți iară papagalul meu cântând, fluierând, este ora lui. Nu cred că vă deranjează. Din contră, avem și un cântat, fluierat. Ce-i vine lui acum să zică? Deci, așa o împărțim peste toată foaia. Nu neapărat, uitați-vă, dacă mai rămâne un loc aici, nu are nimic, pentru că va fi celălalt strat care compensează. Bun, acum luăm iarăși o parte din foi. V-am zis, le împărțim în trei. O foaie mai mult sau mai puțin. Bun, procedăm la fel. Și de data aceasta cu unt peste tot. Punem compoziția, foile și vă mai arăt ce trebuie să mai facem după aceea. Mai punem și deasupra puțin unt, mai puțin ca celelalte straturi. Pentru că acum o să vedeți ce o să facem. Bun. Deci ne mai rămâne, chiar dacă vă mai rămâne unt topit, îl folosiți la altceva. Acum cu un cuțit le împărțim în, le facem cum vrem noi, pătrățele cât vrem noi de mari. Eu cred că am să le fac în trei. În trei pe lungime, le tăiem până jos, efectiv până jos. Ok, până jos. Le faceți cât vreți de mari, le porționați cât vreți de mari.
Uitați-vă foarte bine. Aici avem ouăle, smântâna, iaurtul și laptele. Le turnăm peste plăcintă, peste tot, peste tot, peste tot, peste tot. Și o băgați la cuptorul încins la 200 de grade până ce se rumenește. Când este rumenită, este gata. Plăcinta noastră este gata, o scoatem din cuptor. Ce ziceți de acest rezultat? Arată foarte bine, vă asigur că este foarte gustoasă. O lăsăm un pic să se răcorească și o să vă pun și pe farfurie. Încercați-o și dumneavoastră, uitați-vă cum arată. Este foarte bună. Eu vă doresc poftă mare și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să-mi lăsați comentarii. La revedere, pe data viitoare la o altă rețetă!